De curând v-am prezentat povestea unui apicultor care are 300 de stupi și care trăiește exclusiv din această activitate. Știți foarte bine, dragii mei, că este foarte greu să reușești, este o provocare să reușești în acest domeniu, dar dacă perseverezi, poți trăi decent cu veniturile din apicultură. Marius Igna, apicultorul despre care v-am vorbit, să știți că are și foarte multe sfaturi pentru cei care vor să știe cât de dulce este mierea. Cu 10.000 de euro, să zic așa, poți începe o afacere în apicultură, zic eu, de început bine, încep bine cu 10.000. Dacă îți cumperi câteva familii bune, oricine poate să înceapă cu o familie și poate să ajungă în primul an la 50 de familii. După 150 de familii, deja se poate trăi din această frumoasă meserie. În al doilea an deja poate să-și dubleze stupina, să încerce să-și producă măci singur, să facă roi singur, să vadă efectiv cum lucrează albina în stup, cum își prea funcțiile fiecare albină, cea care cară apă, cea care albina doică, regina, care este regatul în acest stup. O familie, un roi, pleacă de la 3 milioane, 3 milioane jumate în banii vechi, 350 de lei, 450 de lei, 500 de lei, depinde acum de la apicultor la apicultor. O familie bună, puternică, să o iei cam pe 8 rame de puiet. La 7 zile să urmărească să nu roiască, să-i dea tot timpul albinei de lucru, să-i dea rame la construit, să-i dea un cules bun, dacă e stupină fixă, dacă nu face deplasare și nu are o zonă bună meliferă, are și costurile mult mai ridicate. De ce? Pentru că trebuie să o hrănească. Albina trebuie hrănită tot timpul, dar cu o hrană de calitate. Când deschizi acest stup și miroși, efectiv să te ducă gândul la pace, să te ducă gândul la un miros, să-ți oferă un miros plăcut de flori, de mai multe flori, să nu te ducă cu gândul la ceva nenatural. Ulterior să te uiți efectiv la zbor, la calmitatea lor. Dacă albinele sunt calme și au un zbor natural, zic eu, nu un zbor dezorientat, la fel, imediat o vezi. Dacă apicultorul respectiv face cele 4 deplasări, să zic eu, la tei, floarea soarelui, rapiță și la salcâm. Dacă astea, cele 4 culesuri merg bine, își amortizează banii într-un an de zile. Să producă pentru prețuri de angro, nu, după părerea mea, nu se merită. Nu se merită pentru că e foarte multă muncă. Foarte multă muncă și dacă tragi linie la sfârșit de an, nu își acoperă costurile pe cât câștigul. Din contră, vii cu bani de acasă. Deci și desfacerea este o problemă. Nu ai cum să, după părerea mea, să vinzi poliflora la 20 de lei. Este un preț care nu ți acoperi nici deplasarea. Acum descăpăcim mierea, după care o introducem în centrifugă. Scoatem mierea din ramă.
cât se poate de natural, cât se poate de firesc, să vedeți. Deci acum eu descăpăcesc, înlături acest căpăcel, acest conservant, la care face mierea să nu se strice niciodată. S-a descoperit miere și după timpul dacilor, tot comestibilă. Puteți să vă dați seama deja care este calitatea mierii? Da, da. Este o miere de foarte bună calitate, după culoare, observați. O miere, o ramă de cuib, după culoare se vede. Și este în proporție căpăcită mai mult decât jumate. Asta îți oferă o credibilitate că mierea nu este crudă, o miere coaptă, o miere de calitate. Îndepărtăm toate căpăcelele, după care o introducem în centrifugă. Programul este de 4 minute. Puteți vedea live cum scot și cum îmbuteliez miere. Consumatorii de miere știu exact ceea ce spun. Îmbuteliat direct din centrifugă.